Hamburgerul Diana și Liviu este un hamburger fără pâine, cu legume multe, cu sosuri. Trebuie să vedeți, este nemaipomenit. Sănătos, da? Sănătos, da. Unde? Hamburger care nu are pâine. În loc de pâine folosim foi de salată. Punem muștar și un pic de ketchup. Tu vrei ketchup, Diana? Nu, ketchup. Vrei ketchup de asta vrei? Vreau, un pic, da. Vrei căscar meu? Trebuie să spun mai puțin. Mult mai puțin. Un pic de hrean. Așa. Ok. Castraveciori. Și nu-ți mai pe ketchup? Punem și ketchup. Dar să mai punem și... Te-ai spălat pe mâini? Ei. Te-ai spălat, da. Ce rost are. Ce glumă asta. Ceap roșii. Bacon. Punem bacon deasupra acum. Așa. Cine am pus ketchup la mine? Ok, un pic de sare. Bacon la tine. Asta e tot. Și mai pui și capac? Acum îl împachetăm. Îi punem capac. Și cum stau împreună? Și stau, uite, așa împreună. Wow, ia să văd. Ah, îmi place, e și decorată. Exact. Capacul și la mine. Am pus de toate, ketchup de toate. Sare am pus un pic de pepăr. Unde am mâncat noi prima oară? Așa, un hamburger. Ți-amintești? Am mâncat în aeroport, în America de Sud, în Panama. În Panama. În drum spre? În drum spre... Ce insulă? Costa Rica. Costa Rica. În Costa Rica mergem? Da. Ok. În drum spre Costa Rica. Îți mai pun o probă frunză de salată, două? Nu. Ok. Gata? Bun. Poți să arăți farfuriile acum? Să vii cu ele spre masă, așa? Stai să termin, că am terminat. Decorul, cum ar zice domnul Suga. Ta-da-da! Gata! Gata, hamburgeri? Asta bună? A, ah, ce frumos! Ta-da! Yummy! Ce bine arată! Așa, și îl tăiem puțin.